seară în state. Locurile de cazare erau ocupate pentru încă o săptămână, ne-am cazat la hotel pe banii noștri. Am dus și la lucru, unde am fost date afară după 2 săptămâni. Am fost oprit de poliție. Chiar merită să mergi în state. Eram studente la Cluj, amândoi FSEA, când i-a spus prietenii mei de Roxana în octombrie. Vreau să merg în state! Atunci și-a mi-a răspuns. Ai nebunit. După 5 minute de încercări asidue de a o convinge, ea mi-a spus. Da bine, hai să mergem. În octombrie am înscris. În mai am mers la ambasadă. Am avut emoții cât China, dar am luat viza. Primele 2 săptămâni din luni am dat 7 examene, eram ruptă de oboseală. În 13 iunie am dat ultimul examen și câteva luni mai târziu le împachetam bagajul. Roxana avea în bagaje cu 5 kg mai multe lucruri decât impunea limita. Am așteptat în aeroportul din Budapesta 10 ore, unde am făcut și primul video. Roxana a trebuit să-mi dea cele 5 kg în plus. M-am întâlnit cu respectabilul Răzvan Vasilescu, pe care îl admir. Purtea încălțăminte lejeră și voia să-și cumpere un parfum. Pati era fericită. Dar Cristina nu voia să ne facem de rușine. Era totuși fericită că plecam în state. După o oră, a adormit. Am prins loc lângă geam, dar nicio filare nu a reușit pentru că era un loc ieftin cu vedere la aripul. Am ajuns în Franța, unde ne-am plubat în magazine, am stat în scaunele cu terapie cu lumină, fără să plătim, și ne-a făcut 2-3 poze. Poate am ajuns la 100. Netul nu era bun, dar am reușit să scriu mama că am ajuns cu bine. Am pornit mai departe, iar vreun Roxana nu a vrut să fie filmată. Așa că am pus-o pe Buddy să mă filmeze cum fac baloane, am dansat și am avut alesi animate cu cai îndrăgostiți. După 10 ore, Washington, mi-am făcut un selfie. După 4 ore, Welcome to Ocean City, dați-mi un like pe Facebook direct. Prima seară în state. Locurile de cazare erau ocupate pentru încă o săptămână, ne-am cazat la hotel pe banii noștri. Următoarea zi, am început lucrul, dar ne-am hotărât să-i spunem angajatorului să începem doar în 3 zile. Am făcut plajă, baie în Ocean Atlantic, pe pati sirenă și 1 milion de poze. Mi-am dus și la lucru, unde am fost date afară după 2 săptămâni. Mi-am fost găsit deja un alt job la un restaurant italienesc, deci nu am stresat. Eram chelneriță și îmi iubeam job-ul. Am avut colegi și prieteni buni în România, Moldova, Serbia, Bosnia, Macedonia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Lituania, Irlanda, State, Slovenia, Etiopia, Israel, Taiwan, China, Nepal și Haiti. A fost ziua lui Pati, mi-a făcut un dor din plăcinte americane. Am surprins-o. La mulți ani cu sănătate! În tăcea, Pati a speriat tot Ocean City. Pati, un strigăt de 21 de ani! A fost ziua Elenei, i-am cântat la mulți ani. Happy birthday! Noaptea aceea, Elena nu a strigat. Tot atunci, l-am avut invitat special pe Bob Marley. Mi-a dat doilea job, la Sensations. Aranjam articole de plajă pe rap și am muncit până când am vizitat Washington-ul. I-am făcut poză cu Roxana, Casa Albă și dinozaurul strigând. Am făcut 21 de ani, major în state, am chemat 50 de ani și au venit 100. Am cântat... Am distrat genial, dar a doua zi a fost un dezastru. M-a ajutat Elena să strâng. La muncă mi-au cântat colegele și la chitară. M-am impresionat foarte mult. Mi-a dat emisia de la Sensation și am început să lucrez cu Iza la Jive, bar american pentru bătrânei care știu să se distreze. Rodney a fost cel mai tare manager american și tot aici am văzut cele mai frumoase apusuri. Pe urmă, mi-a luat o gașcă de 15 prieteni și am pornit către Philadelphia cu mașina. Mi-am făcut poză cu semnul lor. Mi-am cumpărat bilete ieftine la un concert, deci am prins locul în spate. Dar i-am văzut pe... Da, Justin Timberlake și... Exact, Jay-Z. Pe urmă am muncit și am mers și la Niagara. Am văzut cascada din elicopter și mi-am făcut un selfie cu un pinguin. A cooperat destul de bine. La final am mers în New York. Am băut o cafea de la Mac în inima orașului. Am avut o idilă cu Johnny Depp. L-am privit în ochi, dar el era atât de rece. Am încercat atunci norocul cu George Clooney, dar Roxana mi l-a furat. Am văzut taxiurile galbene și cred că peste 1.200.000 de lumini de sus. Am obosit și am întors acasă. Vara următoare am revenit în forță. Am muncit și când am luat o pauză am fugit în Atlantic City.
un oraș mic și frumos, unde am mâncat și ne-am distrat atât de bine încât am pierdut 2 ore din concertul celor de la Maroon 5. De fapt, am fost dezinformați și azi îmi pare rău. Și la final am fost într-o croazieră. Mi-am luat un selfie stick, l-am încercat și așa m-a lovit selfie stick mania. Am vizitat Jamaica, unde am escalat o cascadă și am băut cu paiu apă de cocos dintr-un cocos. Am ajuns în insulele Cayman, unde am lăsat de selfie stick. Roxana încă nu reușise. Am făcut snorkeling și am înotat cu pisicile de mare. Aici chiar era nevoie de stick. Am ajuns în Mexic. Am înotat cu delfinii, m-am legat într-un hamac și ne-am făcut poze cu 2 sombrero pe care le-am cumpărat. Am fost ultimele pe vas cu Roxana, dar când filmam încă nu știam asta. Ne-am întors în Miami, mi-a fluturat părul într-o decapotabilă ca în filme. O poză și cu decapotabilă. Și am dat o fugă până în Key West, unde am văzut un bar plin cu banii pis de perete, o poză amuzantă și un tricou cu România. Ne-am întors la New York cu selfie stick-ul și pe urmă acasă cu prea multe bagaje și fără bani. Vara următoare ne-am întors. Am glumit, am muncit. Și am dat o pauză când am fugit la Peace Rock. Mi-a tremurat picioarele, dar am sărit de pe stâncă. Asta pentru că am apelat la forțe divine, apoi m-am mai dat pe o cascadă și am supraviețuit și aici. Ghiciți de ce? Pe urmă, am umflat niște baloane, am luat o bancardă, am cheamat 100 de oameni, dar au venit vreo 400 și am început distracția. Am ținut așa până dimineața. Până a venit poliția. A doua zi am făcut ciorbă pentru toată casa. Am vizitat Berlinul, cel din state. Acolo s-a filmat Runaway Bride cu Julia Roberts și a făcut o poză cu alpaca. M-am întors la muncă. Am văzut un festival de motocicliști. Și am servit la mese îmbrăcată în motociclistă. La final de vară am zis că plecăm în vest. Am ajuns în Las Vegas, ne-am uitat la lumini de sus, ne-am plimbat în miezul noapte prin micuța Veneție. Și a doua zi am pornit spre Valea Focului, unde rocile erau de o culoare roșiatică și unde mi-am făcut și poza de profil. Am ajuns și la Marele Canyon, unde am îmblânzit Taurul, sau așa am crezut eu, dar am prins-o pe Cristina cu lasoul. Pe urmă am ajuns în LA. Am văzut Hollywood-ul, care de curând a ajuns Hollywood și mi-am făcut poză cu steaua lui Johnny Depp. Ne-am plimbat pe străzile scumpe din Beverly Hills, unde nu ne-am cumpărat nimic. Am vizitat plaja Santa Monica, unde am văzut sfârșitul rutei 66 și un apus în Oceanul Pacific. Am pornit iar la drum. Am fost oprit de poliție căci am depășit limita de viteză. Dar ne-am iertat și am văzut și noi pădurea Sequoia cu cei mai înalți și bătrâni copaci. Am ajuns în munții Sierra Nevada și mi-a bătut soarele în ochi. Peisajul era superb. Am ajuns în frumosul San Francisco și Cristina nu avea chef de filmări. Am văzut cum se bronzează leii de mare și am ajuns la studiourile Universal. Am plimbat prin lumea lui Harry Potter, am stat la cozi o oră în șir să mă dau 30 de secunde cu un rollercoaster. Am văzut cum se filmează un film și câteva efecte speciale. Am fost atacat de Godzilla, dar am scăpat cu bine și am fugit spre Las Vegas. Am cântat afară. Și în limuzină. Am pierdut câțiva dolari la aparate, dar trebuia să jucăm că eram în Las Vegas. Și am petrecut în Club Omnia. A doua zi ne-am făcut bagajele, am zburat spre Washington și într-un final am ajuns acasă la familia mea iubitoare. Cam aceasta a fost experiența mea. Pentru mine a meritat, acum depinde de fiecare dintre voi dacă ar merita să aibă anumite joburi fără calificare, doar ca să călătorească. Oricine poate să călătorească, eu am avut 0 lei, ba mai mult, am îndatorat, dar după o lună deja aveam banii ca să plătesc datoria la bancă și alor mei. Într-adevăr am și muncit mult, câte 14-15 ore pe zi, dar chiar a meritat. Bun, dacă v-a plăcut cel de-al doilea vlog și modul în care mi-am narat excursiile, atunci dați-mi un thumbs up și abonați-vă la canalul meu și aștept întrebări legate de joburi, cazare, mâncare și alte probleme existențiale ca să fac vloguri cu ceea ce vă interesează pe voi. Și vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile pozitive pe care le-am primit în ultima săptămână. M-a ajutat foarte mult și m-a încurajat și vă mulțumesc mult. Vă iubesc pe toți! V-am pupat și să ne auzim cu bine! Pa!